au fost oamenii care ți-au făcut bine la început de drum? În primul rând, părinții mei, și care m-au ajutat toată viața și probabil mă vor ajuta întotdeauna, lucru pentru care eu le sunt recunoscător forever. Și de-a lungul timpului mi-am dat seama că poate doar am fost norocos și optimist și așa am atras în jurul meu oamenii potriviți la momentul potrivit. Și așa au apărut și oamenii de la Casa de Discuri, de la Roton, apoi Smiley cu Hahaha Production, și în calea mea cumva au apărut mereu oamenii care, de care eu aveam nevoie. Cum a fost întâlnirea dintre tine și Smiley? Întâlnirea dintre mine și Smiley a fost în piața la Hovari, la o lansare de piesă, la nu era piesa mea, cred că era chiar piesa lui Mario Fresh, prima lui piesă. Și atunci l-am cunoscut. Domnul Muraru mi-a făcut, Muraru adică Roton, mi-a făcut cunoștință cu Smiley și atunci l-am cunoscut. Și cum să fie, îl știu de o viață ca și cum, eram fanul lui și mi s-a confirmat tot ceea ce credeam despre el. Adică Andrei e ca un soare așa, radiază și emană o energie foarte bună și evident atrage alți oameni care au același tip de energie bună. În prezent colaborați, ești la casa lui de producție? Da, sunt semnat cu Smiley din 2016. Deci aveți destui ani. Am avut baftă să fiu, după ce am semnat contractul cu Smiley, am fost invitat de el să merg cu el în turneul național pe care l-a avut și am fost trupa lui din deschidere în, nu știu, 9 orașe sau ceva și a fost foarte drăguț. De-a lungul timpului au existat păreri diferite între tine și el și cum ai gestionat situația, mă refer pe plan muzical. Da, da, da. Mereu am avut păreri diferite, da, pentru că suntem foarte diferiți noi, însă întotdeauna am ascultat sfatul lui. Întotdeauna am ascultat sfatul lui, nu l-am și pus în practică, dar părerile lui întotdeauna au reprezentat un etalon pentru mine și de obicei avea dreptate.